Bună seara, bine v-am găsit la Focus Sport. Cel mai așteptat turneu final din istorie a ajuns în ziua de start. Amânat un an din cauza pandemiei, Euro 2020 debutează astăzi la Roma. Iată tot ce trebuie să știți despre competiția care ne va ține cu sufletul la gură în următoarea lună. Programat să înceapă în iunie anul trecut, Euro 2020 a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus. Și-a păstrat în denumire anul în care ar fi trebuit să aibă loc pentru că este o ediție jubiliară. La 60 de ani de la primul turneu final continental, UEFA a dorit o ediție specială, iar din acest motiv, meciurile au fost împrăștiate pe întreg continentul. 11 orașe vor găzdui duelurile de la Euro. Startul se dă în această seară pe Olimpico din Roma, confruntarea dintre Turcia și Italia. 24 de naționale se vor duela pentru trofeul continental. Campiona în titlu este Portugalia, care s-a încoronat în premieră în 2016 în Franța. Totuși, echipa lui Cristiano Ronaldo este doar a șasea favorită la trofeu conform caselor de pariuri. Franța, campioana mondială în titlu, este principala candidată la trofeu, urmată de Anglia și de Belgia. UEFA și țările care vor găzdui meciurile au făcut eforturi ieșite din comun pentru a organiza în condiții impecabile turneul. Fanii vor avea acces în stadion în proporție de cel puțin 25% din capacitatea acestora. Astăzi totul este pregătit, iar spectacolul poate să înceapă. Euro 2020 începe la Roma cu spectacol unic. Bono și The Age vor cânta imnul competiției cu ajutorul unei holograme. Andrea Bocelli va performa și el sub privirile lui Mircea Lucescu, prezent la meciul de deschidere. Imnul campionatului european va răsuna pe Olimpico din Roma cu ajutorul efectelor speciale. Bono, The Edge și Martin Garrix vor interpreta virtual melodia We Are The People în fața celor 16.000 de spectatori prezenți la festivitatea de deschidere de la Euro. Printre ei și Mircea Lucescu, care va vedea partida alături de Fatih Terim. Cei doi au fost invitați de Federația din Turcia ca foști selecționeri. Bineînțeles că favorita mea e Turcia, nu e normal. Sunt jucători cu care încă corespondez din când în când. Turcia joacă în partida de deschidere de la Roma cu Italia. Gazdele au pregătit un show grandios. Celebra Nessun se va auzi în interpretarea live a lui Andrea Bocelli. Lovitura de începere va fi dată de legendarii italieni Francesco Totti și Alessandro Nesta. Show-ul va fi asigurat și la înălțime, unde escadrila Frece Tricolorii va executa acrobațiile care au făcut-o celebră în toată lumea. Dinu Tudoran a făcut cunoștință astăzi cu jucătorii săi. FCSB s-a reunit pentru a pregăti următorul sezon. La vizita medicală a venit și noul transfer, Stipe Fucur. 23 de jucători de la FCSB au făcut vizita medicală în această dimineață. Au lipsit accidentații Șut și Panțăru, dar și Radunovici și Miron, care au fost învoiți. Jucătorii care au fost la loturile naționale au primit câteva zile în plus de vacanță. A revenit și Florinel Coman, care s-a accidentat în urmă cu aproape 3 luni. Noul fundaș, Stipe Vufur, s-a trezit cu noaptea în cap și a venit să-și cunoască noi colegi. Cel mai entuziasmat a fost un alt nou venit, Andrei Cordea. Îmi doresc să joc și sunt un jucător de echipă, un jucător care se înhamă la luptă și v-am spus, îmi doresc foarte mult să câștig campionatul. Sper să ne îndeplinim obiectivul, acela de a câștiga campionatul. 7.000 de euro va primi lunar tânărul mijlocaș adus de la Clinceni. Cordea e convins că nu va avea probleme cu patronul echipei. Eu îmi fac treaba pe teren și sunt convins că dacă eu o să fiu serios și o să joc bine, nu o să contez. Dar cum stai cu psihicul? Foarte bine. Croatul Stipe Vucur a fost astăzi la vizita medicală după ce aseară a sosit la București. Fundașul promite să rezolve problemele din defensiva celor de la FCSB. Stipe Vucur e al treilea transfer din această vară la FCSB. Fundașul croat de 29 de ani a sosit joi la București pentru a pune la punct ultimele detalii cu becalii. What do you know about these becalii? I know a lot of things. I saw also some videos. Are you prepared? Yes, I think yes. He's a nice guy, so I'm happy to meet him, yes. Vucur a ajuns la FCSB din Liga a treia germană. Nu este însă la prima vizită la București. A jucat împotriva lui FCSB în urmă cu 2 ani când evolua pentru Hajduk Split. It was not nice for me because we lost in the 94 minute, I think, so, and we were out of the European qualifiers, so, but I saw it was a nice stadium, nice atmosphere, also yeah, big opponents. This is a big step, because I think this is a very big club with a big tradition. Everybody is proud now to join a big club like FCSB. Simona Halep a reluat antrenamentele cu 2 săptămâni înainte de Wimbledon. A primit însă vești proaste legate de jocurile olimpice.
Pentru Halep, turneul de la Bad Homburg va fi unul de antrenament pentru Wimbledon. Pe 28 iunie începe Openul Angliei, unde Halep e campionă în titră. În primul rând o să merg cu trofeul, ceea ce aștept cu mare drag. E o plăcere să fiu sănătoasă și să pot să mă duc acolo 100% să pot să joc. O lună și jumătate înainte de startul Jocurilor Olimpice, Halep a primit o veste proastă. Sunt șanse mici să joace și dublu mix alături de tecău. Românul nu s-a calificat la jocuri și poate merge la Tokyo doar dacă va primi un wild card. Probele pe care le vei face acolo ca să... Și joci și dublu mix? Orice se poate. Dublu, dacă Irina o să hotărască să vină, o să joc cu ea și simplu. Până la medaliile olimpice, bătaie mare pentru portdrapelul României. La finalul lunii se va afla cine vor fi sportivii desemnați. Este o onoare să fii portdrapel la Jocurile Olimpice și este dorința mea cea mai mare. O să fie un moment plăcut, probabil cel mai frumos de până acum din cariera mea. Ucraina are probleme cu două zile înainte de a debuta la campionatul european. Președintele Federației de Fotbal încearcă din răzputeri să-i convingă pe conducătorii UEFA să-i permită echipei să poarte echipamentul oficial creat pentru Euro. Forul Continental i-a anunțat pe ucrainieni că sloganul de pe tricou Glorie Eroilor este considerat politic pe fondul conflictului ruso-ucrainean și că naționala este obligată să-și schimbe echipamentul. Ucraina joacă în grupa C alături de Olanda, Austria și Macedonia de Nord și va juca ultimele două meciuri pe arena națională. Și Ucraina este o echipă extrem de competitivă. În momentul de față sunt foarte mulți jucători care joacă afară în echipe importante din vestul Europei. Este o echipă echilibrată și cu un potențial foarte bun. Vom vedea. Cu siguranță vor ieși din grupa de la București. Din păcate, naționala României nu a reușit să se califice la turneul final, dar pe Național Arena se vor disputa 3 meciuri din grupa C și o optime de finală, cu cel puțin un nume mare, Franța, Portugalia sau Germania. În plus, vom avea arbitri la Euro, chiar 2 brigăzi, una condusă de Ovidiu Hațăgan și alta de István Kovács. Doar alte 4 țări din Europa mai au câte 2 echipe de arbitri la turneul final. La Euro, în premieră pentru cei 60 de ani de existență ai competiției, o femeie va face parte dintr-o brigadă de arbitri. Stefanie Frappart va fi rezervă diseară la Italia-Turcia. În decembrie, l-a arbitrat pe Mircea Lucescu la Juventus Dinamo Kiev 3-0. Echipele participante la Euro sunt pe ultima sută de metri a pregătirilor. Italia a ajuns la Roma într-un mod mai puțin obișnuit. Cristiano Ronaldo este gata să mai bată un record, iar turcii au făcut show pe străzile Romei cu câteva ore înainte de meci. Italia de startul Euro cu un meci la Roma împotriva Turciei. Squadra azzurra s-a pregătit la Coverciano și conform protocolului UEFA a ajuns în orașul gazdă al partidei cu 24 de ore înainte de primul fluier. Mancini a ales să-și ducă jucătorii în capitală cu trenul. 2 ore au făcut italienii pe drum. Fanii sunt pregătiți de meci la Roma, mai ales cei turci, care au dat recital pe străzile din capitala Italiei cu câteva ore înaintea partidei. Primii de turci vor fi pe Olimpico din Roma. Stadionul e pregătit pentru festivitatea de deschidere. Organizatorii au pus la punct totul în detaliu pentru debutul europeanului. Celebra pista de atletism de pe Olimpico a dispărut și a fost înlocuită de un covor albastru. Și Portugalia s-a deplasat, dar cu avionul. Echipa lui Cristiano Ronaldo debutează la Euromarți, la Budapesta, împotriva Ungariei. Starul lusitanilor are 2 obiective majore la acest turneu final. Să păstreze trofeul în vitrina echipei sale și să devină marcatorul all-time al echipelor naționale din întreaga lume. Mai are nevoie de 6 reușite. Speriată de COVID-19, Spania și-a vaccinat tot lotul ca să scape de emoții la Euro. Operațiunea a reușit cu ajutorul armatei. În doar câteva ore, toți fotbaliștii au primit doza și certificatul de vaccinare. Inițial cu 2 jucători pozitivi, Busquets și Diego Llorente, ibericii au rămas doar cu capitanul izolat. Luis Enrique are totuși convocat un lot suplimentar în caz de urgență. Como seleccionador he tenido o hemos tenido que adaptarnos a una situación que jamás nos habíamos planteado. Que estamos en el elenco de selecciones favoritas entre las 6 y 7, vamos, sin ninguna duda. Y además encantado de aceptar esta responsabilidad y esta presión. Lewandowski a provocat daune materiale la antrenamentul Poloniei. În timp ce exersa șuturile la poartă, golgheterul din Bundesliga a greșit ținta. Mingea expediată de acesta i-a stricat momentul artistic unei persoane care făcea poze pe marginea terenului. Telefonul i-a zburat din mână, moment în care unul dintre portarii Poloniei a avut o reacție de milioane și a pus mâinile în cap când a văzut gafa comisă de vedeta echipei.
Polonia va debuta luni la Euro contra Slovaciei. Simona Halep a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Toni Iuruc. Omul de afaceri i-a oferit un inel care valorează câteva zeci de mii de euro. Chiar dacă nu au stabilit deocamdată detaliile legate de nuntă, Halep își dorește enorm să-și întemeieze o familie. Fanii nu au însă de ce să fie supărați. Simona nu va agăța racheta în cui, cel puțin deocamdată. Vrea să mai câștige un turneu de Grand Slam, iar apoi își dorește să devină mamă. E foarte frumos și îl port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit. În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal așa, dar nu, impactul a fost mare. Am fost emoționată și mă bucur tare mult să l-am pe Toni alături de mine. Sunt fericită, am o viață frumoasă și sper și pe teren să dau tot ce pot, că mai vreau să joc câțiva ani. Claudia Nechita a avut cea mai mare surpriză la sosirea în țară după calificarea la Jocurile Olimpice. A fost petrecere surpriză în cantonamentul lotului feminin de box. Boxul românesc trimite doi sportivi la Tokyo. Claudia Nechita a obținut calificarea duminică după turneul preolimpic de la Paris, unde a învins-o pe campioana mondială din 2018. Când l-am văzut, nu știu, m-am muiat toată, m-am emoționat foarte tare și sunt foarte bucuroasă. Sunt bucuroasă pentru mine, dar mai mult și pentru bucuria care o văd la ele. Claudia Nechita și lăcrămioara Perijoc fac echipă și în sală, dar și în timpul liber. Sunt cele mai bune prietene. Ea e omul din spatele a ceea ce sunt eu astăzi, omul care sunt astăzi, nu sportiv, omul. Pentru mine este ca și cum mi-am îndeplinit eu visul. Am tras din greu și am trecut peste foarte multe lucruri ca să reușim ca măcar una de noi să reprezinte România la Olimpiadă. Cel mai așteptat meci al zilei de ieri de la Stuttgart a fost întrerupt de ploaie. Denis Shapovalov și Feliciano Lopez s-au oprit chiar înaintea setului decisiv. Înainte de a ieși de pe iarbă, spaniolul a fost protagonistul unui moment amuzant. A uitat să-și închidă telefonul, iar antrenorul l-a sunat să-i reamintească această regulă de-abia în setul al doilea al meciului. Partida a fost reluată astăzi, iar canadianul s-a calificat în sferturile turneului, care este transmis în direct pe Lux Sport. Jean Vlădoiu caută fotbaliști la raliuri. Îl vrea la FC Argeș pe Simone Tempestini. În lipsa naționalei de la campionatul european, fostul internațional și-a luat doza de adrenalină în mașina de curse. Fostul goalgetter din Liga 1 și actual manager la FC Argeș, Jean Vlădoiu a căutat un nou atacant pentru echipa piteșteană la raliul Argeșului. Vlădoiu i-a provocat pe piloți la duel. Simone Tempestini a fost declarat cel mai bun fotbalist dintre piloți. Bine, bine, Jean! Uite, bă, ce înseamnă spiritul de echipă! Bine, mă! Simon a fost cel mai bun și vei rămâne cel mai bun și la fotbal și la raliu, așa că mi-aș dori foarte mult să te transfer la FC Argeș. Și o să-ți dau astăzi doar un mic suvenir din partea noastră la FC Argeș, un fular. Sper să îl porți sau să-l ții în mașină când joacă FC Argeș. Știu că echipa ta favorită este AC Milan. Mulțumesc mult și de-abia aștept primul antrenament. Fostul internațional a fost și copilot la raliu. A fost doza de adrenalină în lipsa naționalei de la Euro. Are și două favorite la campionatul european de fotbal, Germania și Franța. Născut în Italia, Tempestini susține pe Azzurri în drumul spre trofeu. Mi-ar fi plăcut foarte mult să ținem cu Romania, dar da, dacă nu e Romania, țin cu Italia. Raliul Argeșului se vede și sâmbătă în exclusivitate pe Lux Sport 3 Motors. Gică Craiovanu are pasiuni nebănuite. În tinerețe, românul cu cele mai multe goluri în campionatul Spaniei a cochetat cu șahul. Fostul internațional a făcut prima mutare simbolică a rundei cu numărul 6 de la Chess Classic Romania. Competiția continuă și mâine de la ora 15 în direct pe Lux Sport. Am jucat așa foarte mult cu tata, sincer, cam până la 17 ani, când am început să joc fotbal cu adevărat. Eu cred că e un sport, dacă pot să spun sport, că este totuși un sport foarte plăcut și care te face să domini puțin situația de nervi înainte unui meci important.
Andreea Verdeș este speranța gimnasticii ritmice românești pentru o calificare la Jocurile Olimpice. Ultima șansă de a ajunge la Tokyo este la campionatul european de la Varna. Pentru a obține calificarea, Andreea trebuie să obțină cel mai bun punctaj în finala de la individual compus. Din cele 24 de finaliste se vor lua în calcul doar notele sportivelor care nu sunt deja calificate. Finalele campionatului european de gimnastică ritmică din Bulgaria se văd în exclusivitate pe Lux Sport 2, sâmbătă și duminică, de la ora 10. Atât pentru astăzi. În câteva momente urmează rubrica Meteo, prezentată de colega mea, Marina Nițoiu. Noi ne revedem și mâine de la ora 19:03 cu cele mai importante știri din sport. Vă doresc o seară minunată!